Un urmaș al domnitorului Alexandru Ioan Cuza a primit ieri titlul de doctor honorius causa. Momentul a fost organizat de către Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Bogdan Cuza, care este un strănepot al domnitorului, a fost surprins că a primit acest titlu din partea gorjenilor. Având în vedere, pe de o parte, conotația istorică a evenimentului și, pe de altă parte, beneficiul pe care îl avem să fie un urmaș al lui Alexandru Ioan Cuza în viață și care în ultima vreme a sprijinit Universitatea Brâncuș, în special în promovarea imaginii peste votare. Senatul, cum bine știți, apreciază asemenea gesturi și personalități și a hotărât să-i acorde articolul de doctor honoris causa. Eu consider că este și un act de reparație morală față de străbunul lui, Alexandru Ioan Cuza. Strănepotul lui Alexandru Ioan Cuza a declarat că este încântat că gorjenii prezintă interes pentru un moștenitor al domnitorului. M-a surprins într-un mod deosebit de plăcut, aș putea să spun, și mă bucur că gorjenii sunt primii care prezintă interes pentru un descendent al numelui de Cuza. Universitatea Constantin Brâncuș a pregătit un program special de Ziua Unirii, care a mai cuprins și un recital de poezie, dar și o expoziție documentară. Important este de amintit înființarea primei universități în 1860, este vorba de Universitatea din Iași, care poartă numele, Alexandru Ioan Cuza din Iași, înființarea Universității din București în 1864 și, de asemenea, înființarea Universității de Arte Frumoase sub conducerea lui Teodor Aman. Am evocat cuvintele sunt prea sărace pentru a scoate eu în evidență acum personalitatea lui domnitorului Cuza. Importante sunt aceste momente, evenimentele de astăzi pe care noi le-am organizat, prima parte a evenimentelor, evocările, susținute de profesorul Toader Nicoară de la Universitatea Babeș din Cluj, este directorul școlii doctorale de istorie de la această universitate și evocarea susținută de profesorul Gheorghe Gorun. Bogdan Cuza, descendentul domnitorului care a făurit unirea Moldovei cu țara românească, s-a născut la Sibiu, însă s-a stabilit în Germania și vine foarte rar în țară.